Ce ai făcut, Daniela? Era să... Uite, pe tine te aplaudă, că nu ți-a rupt gâtul. Dragii mei, n-ai loc să arunci un ac. Hai, Daniela, hai, că nu e de joc. Fiu, era să te pierdem, vezi? Ai călcat strâmb. Alții au călcat pe lună, alții au călcat în spațiu, tu era să calci. Dragii mei, uite ce acolo, vezi? În sfârșit am văzut și eu copii frumoși care se înghesuie să vadă oameni mai în vârstă decât ei, ceea ce pentru mine este fascinant. Și mă bucur că am trăit și momentul ăsta. Urmăriți materialul ca să vedeți despre ce este vorba, să nu ziceți că am bătut eu câmpii degeaba. Daniela, e bine cu picioruțul? Cum stai? Când calcă fetele strâmb, Doamne, dacă făceam eu treaba asta, ce îmi găseam scandal? Share, un like este obligatoriu și un subscribe pe canalul de YouTube. Urmăriți materialul și la sfârșit vă rog să comentați. Spuneți-vă părerea. Înseamnă foarte mult pentru noi. Bună ziua. Pentru zburat pe lună? Da. Tu vrei să zbori pe lună? Da. Tu pe lună? Da. Tu pe... Ce să faci pe lună acolo? Știi că nu este aer pe lună? Da. Și vrei să mergi? Da. De când te gândești tu la așa ceva? Te-ai gândit tu așa că e mai bine? De mic. Acum e mare, doamna Daniela. Zi drept. Te-au dus cu forța asta? Nu. Ai venit tu așa de dragul tău? Și tu pe lună vrei să mergi sau pe martie? Unde vrei să mergi tu? Pe lună. Mă, tu îți vor... Ce zici? Ce vrei? Care planete ar mai fi de vizitat? Mai sunt? A câte planete sunt toate prin galaxia asta sau în altă galaxie? Omule, Daniela, dă-te așa că urmează altă galaxie. Hai că aici e altă treabă, îți spun eu. Da. Răspunsul e da. Am să punem niște întrebări, dragii mei, ca să înțelegem mai bine de ce unor oameni nu le ajunge, uite, aici Daniela, pământul sub picioare și vor avioane. Doamna Lori Mihail, sărut mâna. Bună ziua și mulțumesc că ai venit. De la ce sunt aceste două? Ce înseamnă? Asta înseamnă președinte în funcție, timp așa? De un an de zile. De la ce președinte? Spuneți că nu sunteți al României, doamna Lori. Deci, președintele Asociației Rotary Club Cetate Suceava, așa, da? Un mandat până pe 30 iunie 2024. Așa, și cealaltă de sus? Aici este un premiu special care se dă membrilor Rotary. Este Paul Harris, care l-am primit pentru toată activitatea mea și a încă 5 colegi a clubului din pandemie din anul 2020. Ce cu acțiunea asta? Vine Dumitru Prunaru, de pe lună, pe mare, de pe... Stai, că nu, mama, eu am citit de două ori materialul, nici n-am înțeles foarte bine. Ce faceți azi? Ați adunat pe copii ăștia așa frumoși? Noi avem ca axă principală în Rotary, în Rotary Club Cetate, ne-am ales ca obiectiv strategic educat. Așa. L-am întâlnit acum 3 săptămâni pe Dumitru Prunariu la Covasna, da? Și primul gând după ce am pus mâna pe el să văd dacă e adevărat, a fost nu așa că veniți la noi la Suceava? Așa. Și răspunsul a fost afirmativ. Da. Și așa că a venit la Suceava ca să le vorbească tuturor copiilor, tuturor adulților care sunt pasionați de astrofizică, de astronomie și de tot ceea ce înseamnă cosmos. Toate, Daniela, invitații de pe Pământ spre Lună și Marte. Eu nu sunt sănătoși oameni ăștia de la Rotary Club Cetate. Nu bune? Da. Vă vedeți și... pe Marte? Pe Marte am înțeles că nu e atât de potențial locuibilă, ca să mă exprim așa, dar spre Lună, undeva peste vreo 150 de generații, s-ar putea să avem surpriza să fie locuibilă și să mergem și în concediu. Râdem, glumim, trebuie să-l oferim tinerilor posibilitatea să zboare cu gândul peste tot. Și mai ales ce se întâmplă acum cu AIU, cu toate poveștile astea. Dar nu le dăm speranțe prea mari? Nu. Și este fascinant să asculți un om ca Dumitru Prunariu. Este fascinant, are răspuns la orice îl întrebi legat evident de expertiza lui. Pune problema într-un mod foarte pragmatic. Noi am avut aseară întâlnire, am avut o ședință specială de club cu dumnealui ca invitat și mai nu plecam de acolo. Așa că așteptăm astăzi să vedem. Ce se întâmplă? Da, pentru că știi care a fost marea mea surpriză, marea noastră surpriză, Mihai? Faptul că sunt foarte mulți adolescenți, foarte mulți elevi de liceu și am închis la un moment dat tot ce înseamnă invitații, astfel încât să fie civilizați, să avem locuri, așa să nu stăm în picioare. Care vreau să vină? Copii, da.
adolescenți de liceu, da, care sunt pasionați de domeniul ăsta. Avem de la liceul Ștefan cel Mare foarte, un număr foarte mare de adolescenți, liceul Petru Rareș, școala Philadelphia, cluburile Interact Suceava, Club Interact Bucovina, care oricum sunt la una din la liceele din Suceava, clubul Interact Fălticeni, cluburile Interact fiind o divizie a clubului Rotary pentru adolescenți. Am înțeles. Felicitări. Nouă săptămână, să așteptăm să vină domnul Prunariu. Prunariu? Da. Prunariu, am Prunariu. Domnul Dorin Prunariu. Gata, îl așteptăm să vedem. Hai să vedem și noi. E o legendă, hai ca să nu ne... E o legendă. E o legendă. Este doamna Daniela? Este o legendă, da? Hai să vedem legenda asta. Să o vedem. Și tot este cu zburatul în ziua de astăzi. Oameni bogați, da? Oameni bogați, sufletește. Pe rectorul l-ai văzut, doamna Daniela? L-ai văzut, da? Eu mă trag acolo, fiecare cu ce îl doare, știi? Eu mă trag lângă fete, da? Să vedem dacă ne răspund fete despre... Ah, am plecat, când am avut și o lacă de curaj atunci, nu s-a putut face nimic. Complicat, complicat. Dar tot mă trag acolo, lângă aia. Bună ziua. Bună ziua. Da, dar dă-te așa că intervine... Colegii Naționali și Stăvățiu Mare. Știu că sunt mulți. Ce, faceți astronauți pe toți? Dacă e, vă mulțumesc. Nu, o zis așteptăm. Pe divizia aici, acolo e divizia astronauți, aici e inginer. Ma, ma. Se vede? Să am și o imagine cu domnul Dumitru Prunaru în spate. Dorin Dumitru Prunaru, da? L-ai văzut cine? Ai văzut acolo, da? Nu poți întoarce spatele unui om de acest calibru decât dacă nu înțelegi lucrurile. Și mă, unde-s mâinte, Daniel? Am vrut să-l vedem în sală, dar n-apucăm să-l vedem în sală. N-apucăm să-l vedem în sală. N-apucăm să-l vedem în sală. Mă vezi așa frumos? Da? Haideți să spunem de la bun început că acțiunea aceasta este organizată de Rotary Suceava Club Cetate și că venirea lui Dumitru Prunariu la Suceava nu e pentru prima dată când vine la Suceava, dar e pentru prima dată când multor copii, multor tineri le se permite dialogul direct. Sperăm să putem intra în sală să vedem despre ce este vorba. Îi felicit pe cei de la Rotary că au făcut și această treabă. Avem nevoie de, cum să zic eu, de oameni care reprezintă ceva în lume. Și domnul Prunariu este primul, hai ca să citesc, da, mă fac de râs. Doar n-ar fi prima dată, dar mă fac de râs, stai așa, fiată. Hai că citesc, da? Eu citesc. Dumitru Prunariu este primul cosmonaut român care a realizat în luna mai anului 1981. În 1981 era război rece pe vremea. Așa, un zbor spațial de 8 zile la bordul navei spațiale Soyuz 40 și al stației spațiale Salyut 6, devenind al 103-lea om în spațiul cosmic. Suntem acolo sau nu suntem acolo, da? Suntem acolo. Suntem peste tot. Nu am inventat avionul, n-am inventat noi avionul, nu România am inventat aviația, avionul, noi am dat drum și domnul Prunariu este printre ei. Trebuie să fii bucuros că ești contemporan cu așa ceva. Dacă îl prindeți pe undeva, măcar salutați. Merită tot respectul. În primul rând, felicitări că existați și vă mulțumim că ați venit la Suceava. Nu vreau să vă păcălesc prea mult cu abordarea iurea. I-ați văzut pe toți miliardarii lumii că organizează excursii în spațiu. Spuneți-le care e adevărul ca să nu se mai chinui prea tare. Adevărul este că trebuie să fii miliardar și ajungi în spațiu. Am înțeles. Deci, și să fii sănătos. Deci, condiția medicală și psihologică este pe primul plan. Și dacă chiar poți să-ți plătești un zbor privat, Elon Musk te îmbarcă pe navele lui, și te duci. Închiriază și te duci. Mai sunt și... Deja a semnat contract să trimit un echipaj de 10 oameni în jurul lunii. Într-un viitor apropiat. Trebuiau anul trecut, încă nu e gata nava, dar când va fi gata și testată, deja zborul e plătit. Se va putea face treaba asta? Dumneavoastră ați făcut, da, 1981. Acum, deci pe atunci nu existau zboruri private.
primul privat care a zburat în spațiul cosmic a fost un miliardar american, Dennis Tito, și a zburat cu rușii în 2011. Iar de atunci zborurile private s-au dezvoltat continuu, iar acum sunt firme private care construiesc rachete, construiesc nave cosmice și trimit echipaje private în spațiul cosmic. Până acum au zburat câteva echipaje de oameni înstăriți, să nu spun mai mult. Potenți. Care, pe de o parte, și-au realizat un vis pur și simplu de a vedea Pământul din exteriorul lui, pe de altă parte au realizat pentru firmele lor o serie de experimente, o serie de activități care i-au promovat și mai mult. Și mai am o singură întrebare. Acum e o stupizenie din punctul meu de vedere, dar știți că nu întrebarea contează, ci răspunsul. Toți conspiraționiștii ne-au spus că Pământul e plat. E plat? Da. Da. Tot așa ce ați văzut de acolo de tot sus? Așa ei spun că nu s-a ajuns pe Lună. Să fie serioși, să învețe mai multă știință. V-ați simțit mai aproape de Dumnezeu acolo? Simți puțin altă energie acolo în spațiul cosmic decât aici pe Pământ. Înțelegi totuși că ordinea asta universală există într-un fel. Vă mulțumesc frumos, în primul rând, că ați venit la Suceava și succesul mai departe. Mulțumesc. Sănătate mult! Dragilor, vot era demonstrat. Omul acesta a fost acolo, da? Ana Daniel, a fost deasupra noastră, ce să mai... Da? A văzut, s-a uitat, a venit înapoi și le transmite acestor copii minunați dorința și pasiunea pentru a învăța și a ajunge undeva. Vrei să te las să vezi cum îl primește în sală? Așa, discret, așa, să nu facem scandal, da? Doamna Daniela, uite-ți. De pe Pământ spre Lună. Spre Lună, vezi cum se spre Lună și Marte. Adică Luna nu mai e un must have. E altceva, e istorie. Dragii mei, îi mulțumesc domnului primar că a venit la Suceava. Le mulțumesc celor de la Club Rotarii care l-au adus și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că existați în comunitatea noastră. Astăzi la Suceava a fost un moment special și sper că acestor copii pe care i-ați văzut acolo să le însufle dorința de a fi și mai bun și mai bun și mai bun și cei mai buni. Spunea și domnul primar că cei cu bani își pot permite orice. Eu îi urez copiilor să devină toți care i-ați văzut azi aici, să devină atât de bogați încât să poată să-și permită, nu pe Lună, nu în afara Pământului să-l vadă de sus, ci pe oricare planetă din sistemul nostru solar. Că sunt atâtea de nu o să ne ajungă, o viață de om, numai să le enumerăm, dar minte să le vizităm. Eu deocamdată n-am reușit să zbor decât maxim 4 ore pe Pământ, da? Până prin Egipt, pe acolo. În rest, nici nu vreau să mă gândesc că m-aș putea duce să bat cupa cu bunuțul. Deci de la Suceava, susținem.